Au fost confirmate primele două cazuri de COVID-19 tulpină braziliană în România. Această infectare cu varianta braziliană se pare că a luat amploare și în țara noastră. Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, a fost informat de laboratorul de la Balș că în România au fost confirmate două cazuri de infectare cu tulpina braziliană COVID-19. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani simptomatic și altul de 57 de ani care provine dintr-un focar de colectivitate cu trei cazuri. Nu știu când, când se va mai îndrepta țara asta cu, cu, tot ce se întâmplă la ora actuală, mai ales cum spune că și cu vaccinul să devină obligatoriu. O, o mare, mare, mare prostie. Adică de ce să mă oblige pe mine să bag apă în umăr sau sub piele când se vede după, după vaccin, după rapel, sunt atâția care reiau din nou covid -ul. Deci, care e adevărul? Trebuie să găsească neapărat antidotul, adică vaccinul respectiv și pentru nou virus care a apărut. Că altfel, ce facem? Noua tulpină își pune amprenta și în țara noastră. Cele două cazuri sperie omenirea. Chiar și după cele două tranșe de vaccinare, cazurile de SARS-CoV-2 par să se înmulțească de la zi la zi. Ce părere, Samu? Brău! Părere proastă. E Rău pentru populație. Ce nu putem să ieșim cu ai mici, să, să ducă la școală, să. Erau. Da, și nu. Nu prea. Cu vaccinuri. Mehedințenii sunt speriați de ceea ce va urma. Unii dintre ei au încredere în vaccinuri, însă alții și-au pierdut orice speranță. Ancheta epidemiologică pentru cele două cazuri este în desfășurare, au precizat autoritățile.